Echipa de fotbal Gloria Buzău se confruntă cu noi cazuri de coronavirus. În urma testelor efectuate înaintea partidei de astăzi din campionat cu petrolul Ploiești, trei fotbaliști au fost diagnosticați cu COVID. Este vorba despre Dragoș Huiban, Marian Chișcă Roșă și Marius Ioniță, care au fost depistați pozitiv. Potrivit clubului din Crâng, imediat a fost instituit protocolul pentru astfel de cazuri. Situația celor trei a fost comunicată atât Direcției de Sănătate Publică Buzău, cât și Federației Române de Fotbal. Deși nu se va putea baza pe prezența celor trei jucători în meciul de astăzi, împotriva celor de la Petrolul Ploiești, echipa Buzoiană speră la un rezultat bun care să confirme evoluțiile din ultimele etape.